o enclavă naționalistă, însă bursa, după mărturisirile antrenorului german Jörg Berger, cu care Bursa Spor a început campionatul, acolo țărăinii nu erau deloc doriți. La un moment dat, Berger a afirmat că Lupescu fusese suspendat de club, o afirmație care nu avea acoperire în datele apărute în presa turcă. Berger susținea că este vorba despre o decizie internă care nu a fost dată publicității. La Munteanu pentru Marius Nicolae, se luptă acolo cu Danuț Muntean. Și s-a considerat fault în atac la această fază. Marin Barbu se agită foarte mult pe marginea terenului, are motive să fie nemulțumit până acum de jocul băieților săi. Era convins înainte de joc că o victoria Foreste ar fi istorie pentru clubul din Suceava. Până iată acum, și micul grup de suporteri veniți de la Suceava. Până acum aceștia au văzut o singură victorie în istoria meciurilor Dinamo Foresta în 1997, o victorie cu care Foresta s-a salvat atunci de la retrogradare. În imagine Păcurar, autorul unui gol superb la Bacău, ultima deplasare a Forestei, un fotbalist venit de la Corvinuș care a marcat în această ediție de campionat prima din cariera sa 3 goluri. Semeghin pentru Brâjan. Semeghin din nou. Jucătorul de buzunar al Forestei, însă nu are un control de foarte bun albanului, Chinel Petre, Dinamo pe contraatac. Lupescu retrimite și este 2-0 pentru Dinamo. Mihalcea, un gol dedicat memoriei fostului capitan al lui Dinamo, Cătălin Căldan. Un gest care a fost văzut pe mai multe stadioane, și Bogdan Mara de la FC Argeș și Cosmin Contra de la Alaves au dedicat golul reușit de ei fostului lor coleg de la Dinamo. Al treilea meci consecutiv în care Mihalcea înscrie pentru Dinamo. Un gol săptămâna trecută la Bistrița, după 12 jocuri, primul pentru el în acest campionat. Lupescu, iată, este cel care reprimite în careu pentru Mihalcea. Minutul 26, Dinamo Foresta 2-0. Ovidiu Ciobanu, Robert Niță. Micuțul jucător al Forestei se luptă de un singur. Spreda prinde o minge neutră, el nu a avut nimic de lucru până acum. Colegul său din poartă, cel care stă astăzi pe banca de rezerve Tene, a împlinit ieri vârsta de 32 de ani. El a promis colegilor de echipă că vor primi o bere după meciul de astăzi. Probabil, dacă victoria care se conturează acum va fi confortabilă, gustul berii va fi și mai bun. Aprinderea lui Semeghin, care a trecut de Tinel Petre, nu se recuperează acum Tameș. Marius Nicolae din prima pentru Mihalcea, o lansare foarte bună. Apare însă acolo Danuț Muntean. Dinamo pare să fi trecut într-adevăr punctul critic pe care l-a traversat în debutul campionatului. Nu numai în debut, a fost o criză prelungită. Mă, normal, trebuie să va judeca după rezultatul derbiului de săptămâna viitoare, transmis în direct pe TV duminică la ora 14, Universitatea Craiova Dinamo. Când, dacă Dinamo va reuși victoria, probabil că majoritatea păcatelor
din teren vor fi spălate. Este adevărat, se va judeca și după meciul de la Craiova, dar putem să judecăm și după meciul de la Pitești, de miercurea trecută din cupă. Iată deci, Dinamo întâlnește pe Universitatea Craiova, una din formațiile tare ale campionatului acesta, în decurs de numai 10 zile, de 2 ori. Dinamo a dominat copios întâlnirea cu Craiova. Acel 3-2 spune mai puțin despre aspectul jocului, a fost o victorie mult mai confortabilă a campioanei. Foresta nu găsește încă traseul primei ocazii pentru echipa lui Marin Barbu, aici împotriva campioanei Dinamo, revenirea lui Lupescu în divizia Ursus. Primul joc în această ediție de campionat pentru omul în jurul căruia s-a construit echipa, care a readus eventul după 10 ani în șoseaua Ștefan cel Mare. Lupescu. Mulți. Tameș pentru Vlad Munteanu. Acolo Ene a blocat. Senegin. Belvin, Robert Niță pentru Păcurar, a încercat o soluție în care să se jnească spre poarta lui Preda, se încălzește pe margine cel mai vechi stranier din România, Panis, fotbalistul din Santa Lucia, care se va căsători în curând cu o studentă din Suceava. O greșeală personală a lui Lupescu, reparată de coechipierii săi din linia de fund. Din nou Robert Niță căzut, iată o imagine cu Marin Barbu, care este extrem de agitat. Unul dintre antrenorii pitorești, un gest care acela de a fluiera cu degetul în gură, pe care îl fac și Trapatoni și Werner Roland de la PSV München. Revenind la înfrângerea pe care a suferit-o Foresta în cupă în fața Stelei, scorul 1-2, Marin Barbu a spus ceva de genul despre jucătorii săi, ar fi bine să știe și ei că sunt fraier doar atunci când vreau eu. Apropo de corectitudinea cu care și-au apărat unii șansele în acel meci, s-a vorbit la un moment dat despre o amendă din partea președintelui Hurțu de câte $500 pentru fiecare jucător, pentru felul în care s-a jucat cu Steaua. Două învingeri identice. 1-2 cu Steaua și în campionat și în cupă. Halcea a urcat unul Petru, care era în offside, centrează Bogdan Onuț. Vlad Munteanu într-un el cu Olimp Cioban. Dimitru Ene pentru Păcurar, o preluare foarte bună a lui Păcurar, care a trecut de Micali. Îl are în față pe Lupescu, Păcurar, omul care a schis goluri importante pentru Foresta. Șut blocat acolo de Vali Năstase. O recentrare. Brujan nu poate câștiga în fața lui Mihari, a fost însă prima incursiune spre poarta lui Preda, periculoasă, Marius Păcurar, fotbalistul sună, a dus de la Corbinul după promovarea echipei în divizia Ursus. Centrare pentru Marius Niculae, mingea s-a lovit de atacantul lui Dinamo. În orice caz, din nou probleme pentru apărarea Forestei, aceste centrări sunt mereu periculoase. Aș vrea să remarc ceva față de așezarea obișnuită din terena dinamoviștilor. Astăzi au apărut niște schimbări prin absența lui Florea și apariția lui Tinel Petre. Dispozitivul fundașilor arată puțin altfel, chiar și linia de mijloc.
Noi știam în mod normal că Bolohan va fi cel care va juca pe flancul drept și Tinel Petre pe stânga. Iată, Tinel Petre face flancul drept. De asemenea, Bolohan nu este pe dreapta, este undeva spre centrul liniei mediane. Pe stânga se trage de cele mai multe ori Valina Stase. De asemenea, tot pe flancul stâng joacă Vlăduț Munteanu, cel care de fapt i-a și luat locul în ultima clipă lui Cernat, care fusese anunțat inițial în formație. Semeghin, Robert Niță, Brujan, din nou Semeghin, o centrală în fața porții care a fost blocată de Bolohan. Pentru cursa lui Mihalcea, urmărit cu Ciobanu. Capitanul Forestei, considerat liderul acestei formații, a jucat cea din 4 sezoane în divizia A, odată cu prima promovare a Forestei. Mihalcea a surprins în offside de asistentul de pe partea aceea, este vorba de Marcel Savaniu. Corectă semnalizarea. Brujan, Semeghin, Bolohan, eliberat Tinel Petre, trece de Semeghin, lovitură pe la Cosmo Budinac. Meciul curge în același sens, într-un singur sens, mai bine zis, este vorba pe atacul dinamovist. Vlăduț Munteanu este cel care se duce să execute această lovitură de colț. Din nou Mihali a apărut în careu. Cele mai periculoase faze de până acum aceste lovituri de la colț. N-ai este însă pe traiectoria banului de această dată în fața lui Marius Nicolae. A reușit să prindă, îl lansează pe contraatac pe Robert Niță, însă micuțul jucător al Forestei nu se descurcă între Tameș și Valina Stase. Între timp a fost offside. Recuperează Beldiman. Ene. Offside la Beldiman. Faza irosită de Dumitru Ene. 4 ani la Foresta. Reluarea fazei nu confirmă offside-ul semnalizat de Marius Beudeanu. Mă rog, este, să spunem, o fază de mai mică importanță. Nu știu ce putea să anunțe o continuare a ei. S-a dus de la precizia de cele, fost eleva lui Marin Varvu. Se cere penalti, jucătorii Foreste nu mulțumiți. Căderea lui Robert Niță nu a fost sancționată însă nici cu cartonaș galben. Probabil arbitrul Marian Salomir a considerat că acesta a căzut pur și simplu din dinamica mișcării, nu a fost vorba de o simulare. Tinel Petre, intervenție la Semeghin, careul de 16 metri. Greu de spus dacă a fost penalti. Oricum singura fază discutabilă pentru Foresta. Singura fază în ansamblu ei, offside-ul Robert Niță și această cădora lui Semeghin în careu. Tinel Petre, Lupescu. Lupescu pentru Tinel Petre și marcatorul primului gol, reușit în minutul 10, este blocat de Brujan. Lupescu. În care o așteaptă Mihalcea și Marius Nicolae. La margine este Bolohan.
nu a ghicit intenția lui Lupescu Bolohan. Pasa fusese destul de bună, era o infiltrare în marginea careului. Entuziasm moderat aici în tribunele stadionului Dinamo, destul de puțină lume, e și normal pentru ora la care se joacă meciul. Cred că sunt 5-6 mii de spectatori. S-a semnalizat offside la Marius Nicolae, convocat în echipa națională de selecționer Rudolonii pentru meciul de miercuri cu Iugoslavia. Trei atacanți din campionatul intern, o situație care nu s-a mai întâlnit de multă vreme. Din cei patru, Mutu de la Verona, însoțit de Marius Nicolae, Bărcăuan și Claudiu Niculescu, ultimii doi de la Universitatea Craiova. Au fost destui cei care au susținut că era oportună și convocarea lui Mihalcea pentru acest test cu Iugoslavia, ținând evident cont de ultimele sale evoluții, ultimele sale goluri înscrise în campionat. A fost comunicat de joi, Mihalcea a înscris al treilea gol din cele trei în meciul de cupă cu Craiova. Timel Petre, gol superb, gol superb marcat de Tameș, 3-0 pentru Dinamo. Un gol școală, dacă putem să-l numim așa, o execuție absolut perfectă. Se aplaudă și la tribuna oficială, este așa o atmosferă de vacanță. Jucătorul convocat după doar două jocuri în divizia A Ursus în echipa națională, unul în 1994 și unul în anul 2000, trei jocuri cu totul, ținând cont și de repriza secundă cu Polonia Varșovia. Un fotbalist surpriză care anul trecut a ajutat Aro Cumpulung să se bată pentru promovare. Cornel Dinu a recunoscut în vară că a greșit atunci când nu i-a acordat mai mult credit lui Tameș, revenit după acel împrumut la echipa condusă de Ionel Augustin. Gol super marcat de Tameș. O execuție perfectă, este drept că mijlocașul dinamovist nu a fost jenat de niciun fundaș al Forestei. Câștig veritabil pentru Dinamo, Tinel Petre, care a participat la toate fazele ofensive ale echipei sale, practic mai mult aripă decât fundaș. Da, randamentul său ofensiv este bine cunoscut din perioada când el evolua la FC Național. Iată-l acum căzut pe gazon, s-a lovit la spate. De fapt s-a și întrerupt jocul în acest moment, a intrat echipa medicală. Și mașina de salvare condusă de Arcan. În precedentul joc de pe teren propriu, Dinamo pricepe la joc 2-0. Un eveniment pentru Tinel Petre astăzi, a început jocul ca titular și a și reușit să deschide scorul. Din nou mașinuța a făcut drumul degeaba, de data aceasta ea nu mai este condusă către marginea terenului de portarul echipei vizitatoare. Împrumutat sezonul trecut la Brașov, din Lătătătă a revenit la Dinamo. Mihali Onuț. Și dinamoviști pasează între ei. Ne aducem aminte de minutele penibile din, nu neapărat pentru ceea ce se întâmplă acum pe teren, dar fără să vrem ne aducem aminte de minutele penibile de la sfârșitul meciului de la Istanbul dintre Galatasaray și Sturm Graz. Un minut de prelungiri pentru această primă repriză. Dinamo Forest 3-0. Goluri Tinel Petre, minutul 9, Mihalcea, minutul 26, Tameș și minutul 44. Un gol super reușit de mijlocașul dinamovist, care până la momentul golului nu ieșise
în evidență. Din potrivă, randamentul lui fusese destul de discret. Dinamo este însă mult mai mobilă. Poate și sosirea lui Lupescu a însemnat o creștere din punct de vedere psihologic. Echipa are mai multă încredere în ea. Pentru Mihalcea, care recuperează acest balon. Mihalcea a urmărit acolo de Senechin. Vine unul dintre fotbaliștii Forestei, Ovidiu Ciobanu, capitanul echipei, și degajează terenul. Foarte bun tehnica lui Mihalcea în faza precedentă. Taneș, Onuț, Tinel Petre, în față pe Senechin, Lupescu. Lupescu la Taneș, direct spre Vlad Munteanu, liber în paralel. Marino Stase pentru poziție pe care Mihalcea o părăsise cu 5 secunde înainte. Player final al primei reprize, Dinamo Foresta 3-0, Tinel Petre, Mihalcea și Tameș, autorii celor 3 goluri. În pauză știrile Pro TV și vom reveni pentru analiza fazelor discutabile din nou pe stadionul din șoseaua Ștefan cel Mare.